Bine v-am regăsit și găsit pentru cei care încă n-au reușit să vadă niciun fel de întâlnire pe care am avut-o până acum. Așa că, iată, a venit momentul să îmi reiau întâlnirile cu oameni frumoși și asta o dovedește cu siguranță astăzi invitata mea, încă nu vă spun nimic, păstrăm secret. Dar veți afla cu siguranță cine este. De fapt, am și făcut prezentarea zilele trecute pentru că am zis că ar fi minunat să se pregătească cei care au întrebări și să știe pe cine să urmărească la ora 11 vineri. Iată că, de fapt, hai să le spunem că noi ne-am programat de foarte multă vreme, dinainte de această perioadă nebună, întâlnirea noastră, și nu ne-a ieșit până acum, dar foarte fericite am pus la cale și am zis gata, Bianca, este momentul să ne întâlnim. Deci, ați aflat prenumele, dar numele nu-l știți încă, vi-l spun imediat, este vorba de Bianca Ciuvotariu. Bine ai venit, Bianca, aici la mine, la Academie, mă bucur foarte tare. Bianca Ciuvotariu este fondatoarea conceptului B-Vision. Este actriță și mai mult de atât, este trainer de dezvoltare personală prin tehnici de actorie. Sună interesant, nu? Mie mi s-a părut extraordinar. Mă opresc aici și de ce? Pentru că vreau să îi spun încă o dată, Bianca, e bine ai venit. Bine te-am găsit, draga mea. Și iată că trebuie să dezvăluim un secret, nu? Că astăzi rolurile puțin s-au inversat. Deci iată că vorbim tot despre... Bine, noi nu suntem tot timpul actrițe, mă rog, chiar dacă mie mi-a plăcut și am cochetat cu ideea asta de actorie și încă nu mi-a pierit, să zic așa, cheful și dorința și voi veni către tine din ce în ce mai aproape. Și din acest motiv am zis că a venit momentul să discutăm despre tine, despre ce faci tu și dincolo de asta, dar pe parcurs vă dezvăluim, să discutăm despre ce înseamnă de fapt următoarea chestiune. Faptul că câteodată se spune că buzele mint, că ochii poți citi sau poți vorbi. Iată, acesta e scopul pentru care cred că ne-am întâlnit astăzi. Să dezvălui tot ce știi despre asta, pentru că sunt convinsă că atât doamnele, cât și domnii sunt interesați de astfel de lucruri, pentru că în vremurile acestea e, iată, atât de important limbajul acesta non-verbal, comunicarea prin gesturi, ceea ce înseamnă trupul și modul în care transmitem și în același timp primim mesaje. Gata, am vorbit prea mult. Știi tu că de câte ori ne întâlnim noi... Eu sunt obișnuită deja. Mulțumesc pentru invitația ta și apreciez foarte tare că ai inițiat acest concept de a invita diverse persoane în frumosul tău spațiu. Mulțumesc! S-au schimbat într-adevăr rolurile, este pentru prima dată când eu sunt în calitate de invitat și e diferit. Să zic despre mine. Te rog! Studiez actoria, am studiat actoria și în cadrul Colegiului Național de Arte Octav Băncilă din Iași. Ulterior am finalizat studiile de licență în cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. După care am plecat în Londra, unde... Uite că ai ținut secret, nu mi-ai spus până acum. De câte ori ne-am întâlnit, nu mi-a povestit niciodată. Eu tot i-am povestit de Londra, că mă duc acolo, că... Păi așteptam să... Da, să te invităm să vorbim, da. Da, unde am predat timp de 2 ani jumătate la o școală privată, după care am revenit și am început colaborarea cu Cotidianul Bună Ziua Iași, unde am și o emisiune de promovare a tinerilor artiști eșeni. Foarte frumos! Experiența mea în predat a început, cred că, din primul an de facultate mai professional, să zicem așa, și atunci mi-am descoperit și pasiunea către latura pedagogică. Aș avea multe de vorbit, că sunt ambigu în general, de ce? În ceea ce mă privește. Da, cochetez cu lumea asta și pe zi ce trece, cu fiecare om pe care îl întâlnesc, îmi dau seama că tot vorbim de subiectul pe care vrei să-l abordăm astăzi, că e din ce în ce mai important să cunoaștem oamenii prin limbajul non-verbal.
pentru că de multe ori suntem acaparați de cuvintele celui din fața noastră, dar de fapt limbajul non-verbal spune mai multe decât ne putem imagina. Cred că suntem în secolul 21, când foarte mulți dintre noi petrecem ore în șir în spatele calculatoarelor, a telefoanelor, în social media, încercăm să promovăm o imagine care de fapt nu este foarte reală și ne îndepărtăm din ce în ce mai tare de cunoașterea omului, de cunoașterea face-to-face a omului, de ceea ce stă la baza de fapt interacțiunii umane. Și în conceptul meu B-Vision, printre altele, discut cu elevii mei și despre această capacitate de a învăța să citești limbajul non-verbal. Bun. Acum, eu aș vrea punctual, pentru că aș vrea să fim cât se poate de concrete. Noi am putea să discutăm, sunt convinsă, foarte multă vreme despre toate aceste lucruri. Va trebui spre final sau să vedem când găsim momentul potrivit. Și unde te găsesc cei care doresc să vină la astfel de cursuri de dezvoltare prin tehnici de actorie? Eu mă abonez și o abonez și pe fica mea pentru că e musai. Dincolo de asta, vei spune ce și cum și unde te găsesc cei care te doresc. Așa. Aș vrea să îți spun un lucru care mi s-a întâmplat și se întâmplă probabil multora de foarte multe ori, și anume că întâlnesc foarte mulți oameni, fie femei, fie bărbați, care atunci când îmi vorbesc nu mă privesc direct în ochi. Sigur că aparent e la mâna oricui, să spunem, să înțelegi că te evită. Dar până la urmă este un mesaj, da, pe care ți-l transmite. Apoi sunt persoane care atunci când vorbesc cu tine gesticulează foarte mult. E adevărat că și mie îmi place să dau din mâini când vorbesc, mai ales când explic la cursuri, povestesc și spun și fetelor și nu știu ce, deci îmi place foarte tare. Dar asta sigur că într-o anumită conjunctură, adică atunci când ești în fața unei săli, nu întotdeauna poate e cel mai indicat, depinde și ce prezinți. Și apoi, probabil că sunt anumite chei, anumite tipsuri, să zic așa, pe care poate ar fi bine ca cei care se uită la noi acum să ne afle. Să începem, uite, exact cum ți-am spus eu, sau poate crezi tu, privitul în ochi. Uite, am să-ți dau un exemplu care mi-a venit prima dată în minte când mi-ai spus de această situație. Am avut o colegă care a avut niște traume, să zicem așa, în trecutul său și nu putea să privească pe nimeni în ochi. Întotdeauna se uita în lateral, în lateral, în lateral. Nu era pentru că dorea să evite pe cineva sau pur și simplu nu se simțea confortabil în situația cu anumită, în discuția cu o anumită persoană, ci pentru că ea suferise niște traume în trecut, în școala generală, din ce a povestit, în care profesorii o corectau mereu când vorbea. Și ea simțea nevoia de a evita cu privirea pentru că se simțea inconfortabil, simțea întotdeauna că va fi judecată, poate, pentru ceea ce are de spus. Și nu avea curaj. Iată. Deci sunt foarte multe nuanțe când vorbim de limbajul corporal, care se pot traduce. Desigur că sunt și foarte multe studii care diferă ca rezultat. Sunt foarte multe studii, foarte multe cărți scrise în această direcție. De fiecare dată aflăm un alt și un alt răspuns. Deci, practic, nu sunt niște șabloane după care ne putem ghida atunci când vorbim de limbajul corporal. Desigur, am să lăsa rugătă. Se spune că atunci când persoanele țin într-o conversație mâinile așa, înseamnă că se simt inconfortabil sau că refuză discuția cu persoana cu care vorbesc. Că sunt închise. Deci mă uitasem și eu la un moment dat că e o persoană închisă. Adică, dar vreau să spun că, mă scuzi, Bianca, dar de foarte multe ori mi se întâmplă când sunt într-o întâlnire, nu neapărat de business, am mai învățat și eu că nu e ok să, mă rog, dintr-o perspectivă n-ar fi în regulă, dar pe de altă parte pe mine mă relaxează, te ridic exact, această poziție. Exact. Deci, uite, sunt niște șabloane după care ne ghidăm, dar nu sunt întotdeauna corecte. Varianta cea mai corectă din punctul meu de vedere și așa cum au arătat-o studiile spre care mă îndrept eu, spun că în momentul în care ai capacitatea sau îți dezvolți capacitatea de a te autoanaliza mai întâi pe tine, cum reacționezi în diverse situații, cum ți se mișcă ochii, cum ți se mișcă buzele, cum pui mâna pe pahar, cum te așezi pe scaun, cum mergi pe stradă,
atunci îți vei dezvolta abilitatea de a-i analiza și pe ceilalți. Și sunt foarte mici nuanțe care se produc la nivelul microexpresiilor faciale, care trădează de multe ori subconștientul persoanei cu care vorbești. Din acest motiv se spune probabil câteodată, și mie mi se întâmplă, atunci când cunosc oameni, când în timp am cunoscut și am avut o serie de prieteni apropiați, cu toții avem, și aveam acel feeling, știi că se spune acel simț, nu-mi spunea nimic persoana, nu m-a jignit, nu a făcut ceva în mod evident, dar eu simțeam prin un anumit fel de a fi, poate că nici gesturi anume, ci pur și simplu aveam senzația că plutește în aer o anumită poziție sau dispoziție, să zic așa, a persoanei, de a nu-mi fi foarte apropiată. Acum, sigur că nu înseamnă că ar trebui să ne îmbrățișăm sau că trebuie să... pentru că e și zona asta de falsă atenție. Exact. Adică și atunci când suntem probabil prea exagerați, te întâlnești cu cineva și o iei în brațe și îi spui iubita mea și te iubesc de nu mai poți și nu știu ce și de fapt nu mai tu știi ce e în capul tău sau ce spune ea despre tine. Deci e vorba de acel simț, exact cum spui tu, adică anumite șabloane nu trebuie create și probabil că asta se întâmplă la cursurile tale, nu? Adică atunci când tu explici celor care vin că de fapt poate dau un exemplu, această poziție nu întotdeauna înseamnă că ești o persoană închisă sau nu vrei să dezvolți un anumit subiect sau că nu vrei să conversezi cu un anumit auditoriu, nu? Exact. Adică nu despre asta. În schimb, citisem undeva, și asta ar trebui să-mi spui tu dacă este adevărat sau nu, că atunci când privim pe cineva, mai degrabă, deci până să vedem culoarea ochilor, de fapt vedem forma ochilor. Așa este. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar pe ansamblu, adică noi ne privim. Când tu privești pe ansamblu. Privim pe ansamblu. Exact. Și că, de fapt, marea majoritate, statistic vorbind, nu vizualizează culoarea. Adică, uite, bun, dacă ai ochii extrem de, nu știu, verzi, albaștri și ies în evidență, probabil, dar așa, mă rog, nu punctezi că, uite, are ochii nu știu cum. De fapt, fără să vrei undeva subliminal, tu îți formezi o anumită părere de asta dincolo de imagine și pentru că eu mă ocup sigur de imaginea exterioară, nu e suficient. Adică nu e suficient să privești, să te aranjezi, să ai un machiaj, să ai o anumită ținută, să ai și atitudine. Sigur că atitudinea are legătură cu gestica și cu limbajul non-verbal, dar și nu vom discuta, mi-aș dori foarte tare să atingi anumite subiecte mai sensibile pe care tu le-ai descoperit în timp. De exemplu, ce înseamnă când un bărbat, pentru că sunt foarte multe doamne care ne privesc și domnișoare care sunt interesate, întotdeauna faptul că un bărbat te privește în ochi, zic și eu așa, adică se uită așa cu atenție la tine, chiar înseamnă că te place sau că, nu știu, mă gândesc eu așa, că ar vrea mai mult de la tine, că ar vrea să îți adreseze mai multe, că vrea să te cunoască mai bine, nu știu, habar n-am, zic și eu că poate e de interes acum. Cred că sunt mulți alți stimuli care îți dau de înțeles că un bărbat te place sau nu. Așa, să le spune fetele. De exemplu, și la mine, la job, am foarte mulți bărbați. Mă privesc în ochi, asta nu înseamnă că toți... Bine, dar ești și foarte frumoasă, adică cum să nu se îndrăgostească de tine toți bărbații? Vă spun că studiile arată că 60% din comunicarea noastră o face limbajul non-verbal, limbajul corporal. Microexpresiile, expresivitatea facială, 10% sunt cuvintele pe care le rostim și restul, tonalitatea vocii, ritmul vocii, frazarea și așa mai departe. Vreau să zic că, uite, de exemplu, am avut un cursant care era foarte bun pe domeniul lui, lucra în stomatologie, era extrem de bun pe domeniul lui, cunoștea din foarte multe domenii, direcții, domenii din stomatologie, știa și tehnică dentară și din cauza faptului că mergea la interviuri și se simțea frustrat, se simțea nepregătit, se simțea întotdeauna inferior celui care îl intervieva, pica întotdeauna. Și mi-a zis, sunt bun în ceea ce fac, am fost recunoscut la fostul meu job de la care mi-am dat demisia, dar nu reușesc să stăpânesc aceste emoții, pe care el nu le simțea foarte tare, dar el considera că acesta e motivul pentru care e respins.
Și zicea că se pregătește foarte bine, are noțiunile la el. De fiecare dată, un angajator va fi atent nu doar la ce spui, ci la felul în care te miști, felul în care vorbești, felul în care te îmbraci, putem considera și felul în care te îmbraci și te comporți. Poate, doar și poate. Limbaj non-verbal, mm-hmm, care contează mult mai mult decât ceea ce spui. Sunt persoane care vin și zic... nu am o relație, nu pot să am o relație cu o femeie, mă intimidez, nu știu cum să abordez o anumită situație. Desigur că întotdeauna putem găsi soluții superficiale, că cu astea da, ne obișnuim și asta e societatea în care trăim, din păcate. Întotdeauna le recomand să pornească de la ei. Lucrul în a-i cunoaște pe ceilalți pornește din a te cunoaște mai întâi pe tine. Bun. Până aici foarte frumos ai spus, este grozav, sunt de acord cu tine, dar cum să se întâmple în mod practic lucrul ăsta? Adică la tine la cursuri, dacă, de exemplu, eu sunt, bine, eu nu vreau să vorbesc mai puțin și nici nu vreau să fiu altfel, așa sunt eu și am depășit asta, uite, trebuie să-ți dezvălui și să dezvălui și tuturor celor care ascultă. Eu n-am fost așa dintotdeauna. N-am fost așa dintotdeauna și am recunoscut și am regăsit tot ce ai spus tu, pentru că în ceea ce privește formarea și tot ceea ce înseamnă privitul meu în oglindă. Acceptarea ta. Acceptarea mea, pentru că eu am avut o educație, să zic așa, echilibrată, în sensul că tata a fost extrem de spartan. Spartan, deci aici faci, aici nu faci, erau și alte vremuri, evident. Așa, mama a fost extrem de flexibilă și de fină și așa mai departe. Dar am înmagazinat, pentru că vreau punctual să merg aici, am înmagazinat în timp și țin minte că la liceu și la școală, multă vreme, în momentul în care ieșeam în fața clasei, jur, mă roșeam. Deci mă coloram din cap până în picioare, tremuram, aproape aveam senzația că mai am puțin și tremur. Învățam acasă, deci exact ce spui tu, adică eram pregătită, învățam, știam că m-am pregătit, dar nu reușeam să mă exprim. Deci dezvoltarea mea în această direcție a vorbitului în public, știi că s-a întâmplat ca atunci când se întâmplă copiilor, că nu vorbesc unii copii până la o vârstă și după aceea când le dai drumul, zboară și ce punct s-a întâmplat să scapi de temerile? După ce am terminat liceul, când am intrat la facultate și când lucrurile puțin s-au schimbat, pentru că acolo, într-un fel sau altul, chiar m-am lovit de societate, de oameni, de lume. Și azi așa, mâine așa, și mi-am dat seama că eu trebuie să depășesc aceste ingrediente care mă stopau și să încerc încet, încet să mă schimb. A venit la pachet cu independența ta. Da, da. Și mai mult de atât, știi ce s-a mai întâmplat? Am început acasă, oricum lucrurile astea se întâmplau din liceu, dar mai mult în facultate, am început să învăț cu voce tare, cum se spune. Adică, eu îmi imaginam, îmi luam cărțile, caietele, nu știu ce, că aveam sesiune, eram în sesiune, și seara, noaptea, mă rog, sau când învățam eu, pentru că era relativă liniște în camera mea, eu vorbeam tare și spuneam, și îmi imaginam, probabil că de atunci cumva se foarte, întâmplă, foarte bine. Îmi imaginam că sunt profesoara de la școală și spuneam, deci nu era nimeni, dar îmi imaginam. Și am început să fac acest joc al actoriei, de actriță, gândindu-mă că eu, că am zis, domnule, chiar nu se poate, adică de ce să fiu eu, sunt privită. Deci asta era foarte important, eu să-mi imaginez că stau într-o încăpere, într-o clasă, bine, eu aveam și decor, adică îmi imaginam și decorul din jurul meu, și că vorbesc în fața unei clase și eu sunt doamna profesoară și zic, uitați copiii, așa și așa, dragilor, nu știu ce. Bun, închei povestea, mă rog, pe scurt. O să mă opresc un pic la povestea ta și îți spun de dar ce. Dar am avut trac și tremuram, mă roșeam, mă coloram. Da. În general, toate situațiile de acest gen pe care le întâmpini atunci când ești adult au rădăcina în copilăria noastră. Da, toate de altfel. Ceea ce da, ai făcut tu este o tehnică pe care și noi o folosim la B-Vision. Este un teoretician al actoriei, Yoshi Oida se numește, și el chiar are un exercițiu specific, cum ai spus tu, în care în activitățile tale zilnice, nu neapărat când te pregătești pentru un anume eveniment, să îți imaginezi că ești privit.
să vezi cum ți se schimbă. Uite, în momentul ăsta, eu imaginându-mi, de fapt ne filmăm, dar imaginându-mi că am publicul în față, voi pune diferit mâna pe pahar decât aș pune-o dacă am fi doar noi două. Deci, practic, gesturile acestea devin conștiente, mai conștiente. Tu devii mai conștientă când ești privită. Și atunci apare, tu devii foarte conștientă de acțiunile tale și persoana din fața ta te vede că nu ești natural. Da. Și atunci apare discrepanța aceea, să-l cred, să nu-l cred. Da, el de obicei este așa sau nu este așa? Exact. Da. Se vede că începi să folosești șablon. Așa pun perfect mâna pe pahar. Perfect am să beau, perfect îl pun înapoi. Ceea ce ai făcut tu e foarte bine și e un exercițiu pe care îl recomand tuturor, să ne imaginăm că chiar și în momentul în care speli vasele, ești privit. Să vezi cum ți se schimbă gestica, cum începi să te obișnuiești tu cu situația respectivă. O să-ți dau un exemplu, ce am pățit chiar eu, ca să vezi cât de important este să te proiectezi în punctul în care vei ajunge dinainte de a ajunge în punctul respectiv. Eram pregătită să am o prezentare. Da. Am ajuns în locul respectiv și am verificat scena. Eu aveam o rochie foarte strâmtă care nu îmi permitea să pășesc pe scenă fără scări. Nu aveam scări. Am cerut scări, nu s-au adus scări. Deci te-ai luat rochia potrivită. Și vreau să zic că cu vreo jumătate de oră înainte de a urca pe scenă am început să-mi imaginez tot felul de scenarii. Ce am să fac, cum am să fac, nu mă pot urca pe scenă, n-am să cad, vor râde oamenii, cum îi improvizez, nu știu ce mai pot. Da. Eu, care va să zic că am oricare experiență, Și vreau să zic că nu s-a improvizat nimic, desigur, m-am urcat pe scenă cu bine, dar pentru o secundă, deci am ajuns în mijlocul, în buza scenei, am ajuns în mijlocul publicului și pentru o secundă am avut senzația că am căzut. M-am oprit și m-am uitat în spate și parcă mă vedeam căzând. Deci felul în care te proiectezi tu pe tine înainte de un moment, că e vorba de prezentarea unui seminar, că e vorba de prezentarea unui curs, că e vorba de a merge la un interviu, e felul în care te proiectezi tu pe tine acolo și cum îți imaginezi fiecare pas înainte de a ajunge în locul respectiv. Eu am făcut de foarte multe ori exercițiul acesta cu elevii, cu cursanții mei. Imaginează-ți în detaliu din dimineața în care te trezești pentru a te prezenta la un eveniment important pentru tine. Imaginează-ți înainte să trăiești. Pentru că noi, de multe ori, nu știu dacă ai auzit, sunt și proiectanți care își imaginează în capul lor diverse lucrări și apoi în câteva ore au și pus pe foaie. E practic exercițiul imaginației tale, cum lucrezi tu cu tine. Dar e important să-l facem. Mulți sar peste asta, li se pare că nu e important, e important și asta mă bate la cap ce exercițiul imaginației. Și nu știu dacă numai bărbații, dar sunt și femeile multe care gândesc așa. Cred că trebuie, nu întâmplător se spune și sunt specialiști care spun, de exemplu, că atunci când îți dorești foarte tare ceva, chiar să scrii lucrurile astea, să le și scrii. Da, este adevărat. Drept urmare are sens ceea ce spui tu și eu chiar înțeleg tot ce dezvălui. Dar să spunem că, iarăși să mergem într-un caz concret și e minunat exemplu pe care l-ai dat tu, să spunem că ai depășit acest moment oarecum critic. Să zicem acesta al disconfortului pe care l-ai în a prezenta public, pentru că în general se întâmplă asta celor care au prezentări publice însemnând mai mult de 10-15 persoane. Și am întâlnit persoane care sunt foarte ok în acest mediu, dar nu sunt ok în relațiile interumane one by one, să zic. Exact. Și am să-ți spun de ce. Aici iarăși este interesant. Adică n-aș vrea să discutăm neapărat despre exemplele acelea clasice. Când stai cu piciorul așa, când te în sus, când nu știu ce. Asta e altceva. E dincolo de... Să-ți spun, în general, persoanele care întâmpină dificultăți în a comunica mai în grupuri mai restrânse sau doar cu o singură persoană, sunt în general persoanele cărora nu le place să se dezvăluie foarte mult. Iar în momentul în care
tu stai doar cu o persoană de vorbă, practic ești doar tu cu ea și vă împărtășiți din experiențe proprii. În momentul în care tu mergi public, e la fel ca la actori, îți pui o oarecare mască pe față. Mm-hmm. Practic e masca pe care tu ți-o porți în momentul în care prezinți. Eu sunt prezentator, nu mai sunt eu. Deci, practic, e o convenție pe care toată lumea o acceptă. Am întâlnit, de asemenea, foarte mulți actori care erau în viața de zi cu zi extrem de rușinoși, de timorați. Mm-hmm. Am întâlnit, da. Dar pe scenă nu aveam nicio problemă, pentru că e această convenție că sunt pe scenă și sunt altcineva. Adevărul este că și mie îmi place și chiar... de foarte multe ori și cred că cu asta mă hrănesc și e mare lucru, să-ți imaginezi nu neapărat că ești regină, prințesă sau... dar că pur și simplu ești undeva, într-un loc anume, cred că și asta ne ajută și ne hrănește să ne dezvoltăm acest spirit pozitiv. Adică eu nu sunt, de exemplu, nu cred că ar trebui să fim nefericiți, pentru că iată și treaba asta cu nefericirea, cred că vine de foarte multe ori din motivul că nu știm să visăm. Pentru că, dincolo de toate, asta ne rămâne de foarte multe ori doar să visăm. Acum, bun, dacă nu se întâmplă visul ăla, nu poți să, iarăși să fii nefericit. Dar, din toate ingredientele astea ce spui tu, exercițiul acesta pe care îl faci de imaginație, de a visa, de a-ți imagina că ești deja cineva, undeva, cumva, că ți se întâmplă. Deci lucrurile astea sunt foarte importante și e minunat că tu le-ai punctat aici. Dar haide, pentru că nu avem nici foarte mult timp la dispoziție, pentru că tu ești înnebunită și știu că ai fugit pur și simplu ca să pui la cale proiectele pe care le ai deja așternute pe hârtie. Și trebuie să știi că cred foarte tare în asta. Cred foarte tare în asta și e foarte important să ai întotdeauna un vision board. Okay. Un vision board, mm-hmm, să-ți proiectezi, să vezi în fiecare dimineață și în fiecare seară înainte să te culci planurile tale, imagini exacte cu tine în punctul în care vrei să ajungi. Puterea gândului se dezvoltă mult mai tare prin aceste mini-strategii. Și apropo de cartonașe, recomand tuturor să-și facă aceste cartonașe cu visele lor, cu planurile lor, păi, cu aprecieri pentru ei. Vreau să spun un truc. Da, păi asta toată lumea zic, are, să spui un truc. Toată lumea, da, are momente, zile și zile. Și câteodată energia poate veni și din exterior spre interior, nu doar din interior spre exterior. Bravo. Așa că vă recomand tuturor să vă faceți mini cartonașe în care să scrieți atât visele dumneavoastră pe fiecare cartonaș. De exemplu, vreau să ajung anul viitor în Madrid. Anul viitor voi încasa suma de 5.000 de euro lunar. Și totodată cartonașe care să vă reamintească calitățile pe care le dețineți. De exemplu, eu am cartonașe și spun acest truc că mă ajută câteodată să scot energia aducând-o din exterior spre interior. Sunt bună la asta, sunt frumoasă, sunt sănătoasă, sunt bine, am familia alături. Și la prezent. Nu da. Că, și apropo da. De asta, să uităm de negații, pentru că de obicei începem cu nu sunt, nu pot, nu vreau, nu știu, creierul nu percepe am, doar percepe negații. Doar negația. Bun. Acum, sigur că noi am mai avut prea de dezbătut foarte multe, dar aș vrea să le dezvălui și să transmiți celor care ne urmăresc și vor să te caute. Cum te găsesc și unde ești tu? Mă puteți găsi pe pagina mea, deja a trecut o jumătate de oră, da. Mă puteți găsi pe pagina de Facebook, da. BeVision, și acolo veți vedea mai multe detalii despre cursurile pe care le predau. Totodată vreau să anunț în premieră că din toamnă, premieră pentru tine, din toamnă voi începe să predau și niște cursuri de dezvoltare personală și pe latura aceasta de discurs, public speaking. Wow! Mă scriu! Am deja câteva solicitări și cred că sunt foarte importante pentru toate persoanele care interacționează în general cu mulți oameni. Am, de exemplu, o tânără care vrea să înceapă să predea niște cursuri și mi-a zis, sunt bună în direcția asta, doar că mă emoționez în momentul în care sunt privită. Exact ce vorbeam, dacă nu știm să gestionăm conversația. De foarte multe ori se întâmplă să-și facă planuri, să scrie și acolo se pierd. Adică mi s-a întâmplat așa la început. Îmi făceam eu planul acolo, nu știu ce,
Bine, după care în timp, știi cum, experiența, informațiile, maturizarea, toate astea au contribuit pentru mine cel puțin și am reușit să depășesc, adică îmi schițez, fac niște liniuțe în program și gata, important, eu pur și simplu respir, sunt fericită când fac astfel de prezentări, adică mie îmi plac foarte tare, dar iată, sunt persoane... Prin exercițiu, da, Laura, exercițiu e foarte important. Asta s-a întâmplat, da. Și prin ceea ce îți place, adică trebuie să și-ți placă foarte tare ceea ce faci. Deci hai să vedem acum pentru încheiere, care ar fi din partea ta să le transmiți tuturor? Cred că ar trebui să mai facem mai timp. Da, neapărat, să știți, o să mai fac. Nu, dar să neapărat, cu siguranță, pentru că chiar vă rugăm să ne transmiteți acolo punctual. Aș vrea să discutăm despre, să discutați Bianca să ne povestească ce înseamnă X, Y situație. Pentru că, sigur, acum am lansat așa puțin întâlnirea noastră. Că avem nevoie de timp. Da, așa, exact, și avem mai mult... Ce ar trebui să... Deci, în afară de exercițiu, ca să le transmiteți așa pentru final. Deci, să exersăm aceste vise, să le exersăm, să ne imaginăm și așa mai departe. Și care ar mai fi un alt tips pe care tu, de exemplu, sau un alt exercițiu pe care ar putea să-l facă în afară de acela cu cartonașele? Aruncați-vă în orice situație fără colac. Ei, da... Chiar dacă este vară și mergeți la mare... Nu faceți overthinking, nu gândiți prea mult înainte să acționați, credeți în voi mai mult decât în orice altceva. Cea mai bună decizie e cea pe care o simți într-un moment. Din momentul în care începi să te gândești dacă e bine, dacă nu e bine, te pui în alte ipostaze, deja poți să-ți ia adio de la realizările pe care ți le imaginezi. Aruncă-te în colac fără apă, imaginează-ți că ești privit constant, citește, scrieți visele pe foaie, scrieți planurile pe foaie, ai grijă ca în fiecare dimineață să faci un pas către visul tău și nici o zi să nu se finalizeze până ce nu ai făcut acest pas. Extraordinar! Deci este clar că e doar prima întâlnire pe această temă. Bianca, ne mai programăm cu siguranță o altă întâlnire. Mulțumesc încă o dată! Sunt convinsă că noi am fi avut acum să povestim, cred că stăteam încă, da, și sunt foarte multe de spus, dar am zis să le lansăm așa o picătură din ceea ce am putea noi să discutăm și dacă sunt interesați să revenim și sunt convinsă că deja mie mi-au scris în privat, am uitat să spun că mi-au scris în privat, de-abia așteptăm să auzim, să vedem ce ne dezvăluie Bianca. Succes în tot ceea mulțumesc, ce faci. Mulțumesc încă o dată și eu vă îmbrățișez alături de Bianca, evident, și vom reveni, după cum v-am spus altă dată, cu Bianca. Și sigur, dacă au întrebări, să le pună și noi, da, să răspundem. Da, neapărat. Și pe lângă toate acestea, urmăriți pagina Academiei The Mirror, pentru că vor mai urma și alte întâlniri interesante și teme de asemenea. Vă îmbrățișăm cu drag!